Bună seara, copii de toate vârstele! Pentru această seară vom avea o poveste de vară, mai exact, Căpșunica. Vara fiind anotimpul copilăriei, a viselor și a bunei dispoziții, un prilej frumos de a te relaxa, de a savura din plin darurile naturii, și anume fructele noastre suculente. E vremea căpșunilor roșii, dulci, fine și nemaipomenit de mirositoare. De beneficii nici nu mai spunem. Haideți împreună să ne delectăm cu o frumoasă poveste despre căpșuni. Și mai exact, Căpșunica. Într-un sătuc de la marginea unei câmpii se afla, în grădina fructelor, căsuța doamnei Căpșună. Doamna Căpșună avea 3 copii, Căpșunica, Căpșunel și Căpșunici. Căpșunica era o domnișoară de toată frumusețea, micuță și neastâmpărată, pentru că peste 2 zile Căpșunica urma să împlinească 5 anișori, doamna Căpșună se gândi să organizeze o petrecere în aer liber. Bineînțeles, la care să invite toate fructele din grădină. Adăpostiți la umbra falnicilor meri, pruni, caiși, piersici și peri, invitații își ocupau cu sfială locurile pe scăunașele de iarbă. Dar ce era interesant la toate fructele era că nu aveau ochi, nas, mâini și picioare, doar o guriță și 2 urechi. Eu vreau un pahar cu limonadă, se auzi vocea simandicoasă a domnișoarei Cireșica. Iar eu aș dori o feliuță de tort de mere, comandă Cireșel. Doamna Căpșună se strădui ca petrecerea să fie una reușită și pregăti dinainte toate cele necesare. Compoturi de fructe, răcoritoare, înghețată, tort. O mare surpriză a reprezentat-o sosirea unor rude din străinătate, verișori cu Căpșunica, domnul Ananas și doamna Portocală. Vai ce încântată sunt că ați venit la petrecere, bătu din palme bucuroasă Căpșunica. Însă domnul Ananas și doamna Portocală fură tare mirați când observară că ei vorbesc cu un chip lipsit de expresie. La care le spuseseră, dar voi, de ce nu aveți ochi ca noi? Și fără ocolișuri, doamna Portocală întrebă în mod direct. Doamna Căpșună nu știu ce să-i răspundă și dădu nedumerită din umeri. Apoi, dintr-o dată, se auzi un huruit. Doar doamna Portocală și domnul Ananas strigară. Adăpostiți-vă! Adăpostiți-vă! Vine mașina fermierului! Adăpostiți-vă! Adăpostiți-vă! Vine mașina fermierului! Repede toate fructele se grăbiră să se rostogolească, să scape din calea mașinii. Le era teamă să nu fie storcite. Astfel, fiecare a oferit ajutor cât a putut, până și cea mai mică fructă a reușit să se adăpostească din calea mașinii într-un colț de grădină. Ah, ce rău îmi pare că petrecerea a fost distrusă de o mașină, suspină doamna Căpșunică. Crezi că fermierul ar fi vrut să ne culeagă și să ne mănânce? Șopti Cireșel.
Nu știu, dar aceasta este soarta noastră, a fructelor, a tuturor, gesticulă convingător domnul Pepene Galben. Eu zic că nu trebuie să ne panicăm. Uitați-vă la mine, strigă dintr-un colț domnul Măr, că eu pot să merg. Iar eu spuse de-abia răsuflând doamna pară, pot să miros. Și eu pot să sar, uite atât de sus țipă cu putere doamna Caisă. Ce se întâmplase de fapt? În graba de a se dăposti de mașină, fructele s-au ajutat între ele. Deși au întâmpinat multe obstacole, au căzut, s-au lovit, pentru că nu puteau merge și nici nu putea vedea, fructele nu au renunțat și au oferit ajutor reciproc. Astfel, îngerașul fructelor s-a milostivit de fructe și le-a dăruit ochi, năsuc, mâini și picioare fiecărui fruct. Iar eu am încălecat poșpioșa și vi-am spus povestea așa, cu o mică bâlbă de final. Pupici cu lipici de la unicuța Pisii.